Știi cum sunt unii oameni care țin anumiți copii ca să nu stea la orfelinat, dar cumva nu i-au adoptat, îi țin doar o perioadă, câțiva ani. Perioadă de probă, ca la corporație. Exact, trebuie da, să vezi doar o perioadă și că până când îi adoptă cineva sau până când... Și dacă... crezi că îl bagă, dacă copilul nu e ok, ca la corporație, trebuie să facă întâlnirea aia, știi, după o lună în care ne pare da, rău. Da, Ion, da, da, Ionel, ne-am dorit foarte mult, dar nu ești potrivit, nu ești potrivit pentru postul de copil înfiat. Îți urăm mult succes în continuare. Are așa o de aia cu desene făcute de el de-a lungul timpului. Da, da. De alea cu părinți, cu gâtul de el. Da, aici avem exhibit-ei. Da, într-un PowerPoint, știi? Da. Ești cu pointerul. Deci când am văzut pozele astea, ne-am dat seama că poate nu ești neapărat material de copil înfiat. Dacă poți să mă urmezi puțin până la pat, să vedem ce găsim după pat. Muci, uite, muci, șervețele întărite. Muci, șervețele. Nu reprezintă valorile familiei Dumitru. Noi avem valori gen respect, loialitate. Noi am înțeles că ai zis la alți copii că vrei să ne fuți în gură, să ne omori. Dar îți urăm mult succes în continuare și... Cât de bine ar fi să adopți un copil și apoi la orice, cum faci ceva greșit, să-i spui, vezi că aici nu e orfelină. să-ți arzi numai așa cu el, vezi că aici nu poți să-ți arzi așa, că nu mai ești la orfelină. Exact. Nu mai faci ce vrei tu, ca și cum să-l faci să creadă că era mai bine la orfelină. Da, da, da. În mintea lui să setează, băgați-i pula ce bine era la orfelină. Puteam să fac de toate. Da, asta mi se pare cea mai bună, da. Băi, că nu te crezi aici la orfelină. Da, da, da. Vezi că aici e militarie. Și crezi că mai e Caterinca aia în care dormiți 12 într-un pat? Faceți ce vreți voi, e drag cu ce sunteți. Ia că nu mănânci nimic. Da. Copiii, da, da, mă, oricum e mai ok să ai câine decât copil. Concluzie. Bă, da. Mi se pare că ordinea e plantă. Plantă n-am avut niciodată. Nici eu n-am avut niciodată, pentru că cred că aș uita să o ud de fiecare dată. Măcar animalele... Nu le înțeleg rostul. Adică le înțeleg, mă rog, teoretic, dar nu... Nu pot zic că mi-a adus vreodată bucurii în viață o plantă, să o văd undeva, să zic, mamă, ce frumoasă e floarea asta aici. Eu de asta sunt absolut convins că un bărbat singur, dacă nu vine o femeie să-i aranjeze casa, niciodată nu o să cumpere o plantă. O plantă? N-ai de ce îmi plac. N-are niciun sens, nu. Taică mi-i plac. Mă rog, nu știu, nici n-a stat niciodată singur, ca să știm dacă le-a avut. Dacă le-ar fi avut și când și era așa singur sau nu. Dar taică mi-i foarte așa cu plantele, să le ude, să aibă grijă de ele. Mie mai dacă... vorbește cu ele, că da? Stă așa, da, da. Și ce le zice? De-astea, că se mai plânge, să bă. Spun și ție, da, să spun și ție, a, bă, prostănacă, de-astea, le-a lintă el. Le-a lintă? Da. Deci da. Le tratează mai bine ca pe copiii de la orfelină. Da, exact. Le tratează ca și pe mine, tot. Să-ți mai dau și ție niște apă, prostănacule. La fel să purta și cu mine. Hai să te pun la soare. Da, uite-l, dar cu fratele, da, nu pot să înțeleg. De ce, mă? Mi se pare că sunt, știi cum e, nu le simt lipsa dacă nu sunt, da. Dar dacă le văd, mă bucur de ele. Mi se pare că ajută la feng shui-ul apartamentului. Da? Da. Adică Delia a început să cumpere plante, să aibă grijă de ele și, mă rog, dacă nu-mi zice mie udăle că eu sunt plecată, ele ar muri fără niciun fel de probleme. De asta mi se pare important, animalele, că poate să țipe, să plângă, știi cât de foame? Poți. Așa mi-aduc și mi-aminte că trebuie să am grijă de ele. Exact. N-am instinctul patern, din păcate. Cum, ai fost în turneu, nu? Da, am fost două orașe, nu chiar turneu, o singură noapte dormit, dar da, am fost Buzău și Alexandria. Mama, Alexandria, shout-out. Shout-out. Și Buzău. La centru multifuncțional. Da? Unde da. Și a multifuncționat? Au încercat o glumiță ceva cu Transformers, cu să face și mașină clădirea asta sau ceva, dar nu. Bă, mie mi-e foarte teamă, deci am auzit chestia asta că, na, eu dacă deschid show-uri 99% din timp, încerc să mai văd ce mai pot să fac la început, să le mai atrag atenția, să nu știu ce. Și una din chestii pe care am auzit-o de mai multe ori și sunt absolut convins că e adevărat, e asta, să zici o glumă despre local, locul care ești. Locală, știi? Da. Dar mie mi-e atât de teamă să încerc o glumă, că pentru că am senzația că dacă e locală și nu merge... Toate, asta e problema la astea locale, din punctul meu de vedere. Mi-e frică să fac glumițele astea locale, că cel mai probabil o să mă duc în aceleași zone în care s-au asta tot e temerea, făcut. Da? Da, care s-a tot lumea când vine. După aia vin, acum o lună au fost niște oameni, a făcut aceeași glumă Virgil când a deschis pula mea, acum nu știu cât timp ai fost tu cu micuțul, ai făcut-o tu când ai deschis. Gen la chestiile astea locale, mereu mă gândesc la chestia că, bagă, spune, au auzit asta la fiecare show la care au venit în ultimii ani. Mie, temerea mea e alta, e că uneori am senzația că sunt
perceput ca fiind mai răutăcios decât vreau să fiu. Și am senzația că mie că o să fac o glumă despre Suceava, da, de exemplu, da, da. Și oamenii să fie, dar cine pula mea ești tu, mă, de faci glume de fut-o-te da, și da, fut da. Tot nu numai setul meu, fut tot show. Ce face Cârje, cum schema lui? E destul de smart. De gol. E sneaky, he's a sneaky motherfucker. E destul de smart că faci cumva ca să simtă bine oamenii din orașul în care e, face de-astea, caută repede pe net înainte o rivalitate cu un oraș. Să zicem că avem show la Galați, știi că e brai la Galați. Da. Și spune o glumă, la început, o glumă scurtă, un one-liner sau ceva, și mă am ce ați râs, ați înțeles-o toți pe asta, am dat-o la Braila, deloc nu s-a râs. Știi? Bum! Sau de-astea, hey, road comic, pula da, mea, da, da, gen, da, 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 da. Gimmicks de-astea, așa, știi? Mai face vreo o de-asta la începutul setului, cumva, dacă deschide. L-ai dat de gol în ultimul hal, în pula mea. Pula mea, nu e atât de wow, adică vă simțeam special... Huș, te simțeai special? Pula mea! Huș de aici. Da. E, în primul rând mi se pare foarte tare că a trebuit să-l puneți tot timpul pe Cârge să deschidă. Da. Mi se pare cea mai bă, după ce că el organizează show-uri. Noi am încercat să-i spunem, dar nu vrea, el insistă. Îi place prea mult să facă glume cu Brăila versus Galați. Mă rog, genul ăsta, găsește el câte o chestie de genul ăsta care cumva să introducă orașul de care oamenii din orașul ăla deja își bat joc, știi? Mm-hmm, mm-hmm. Și dacă el îl introduce, dă un mișto spre orașul ăla, cumva și ia de partea lui mult mai repede. Diseară mă duc la Constanța. Care e rivalul Constanței? Tulcea? Nu știu. Mangalia? Mai avem vreun oraș la mare? Da, ce oraș mai e? Mangalia. Năvodari? Asta, da, pe acolo. Dacă dai în ceva mic după lângă Năvodari, cum ar veni? Da. Ar trebui să râdă. Mamă, la Năvodari s-a râs. Știi care e faza? Că avem, cu micuțul, avem Constanța și după aia avem Mangalia. Și o să fac pe aia în care, bă, la Mangalia da, nu râdeau. Da. Și pe mult la Mangalia, mamă, la Constanța aia nu râdeau să-mi exact, bă pula. Exact, căcaturi de astea, da. Care, dar funcționează, ții oamenii cu tine cumva. Da, să știi că și eu am asta, că ai zis tu că oamenii te credă mai muist sau mai da. Rău decât și eu simt asta de multe ori pe scenă. Mă simt, îmi dau eu seama în timpul setului că ăștia acum să gândesc, mamă, ce muist e asta. Îmi da, dau da, seama da. Că ăsta e vibe-ul. Crezi că pentru că suntem înalți? Bă, cumva cred că am o prezență așa prea cumva menacing, așa, nu știu, nu-s destul de inofensiv. Și cumva dacă nici nu zâmbesc eu când dau glumele și am, poate nu-s neapărat pe zâmbete și caterincă, doar dau materialul mai sec, așa, da. Atunci clar cred că mă urăsc oamenii. Adică foarte rar se întâmplă când să nu fiu eu pe un vibe bun, să mai râd între glumite, să mai adaug ceva de ce se întâmplă în sală, da. Să fiu pe modul ăla, doar dat material și atât, și să simt că totuși oamenii tot sunt cu mine. Cumva. Bă, de obicei sunt... Deci am fost acum la Suceava și la primul show, frate, fusesem înainte la Sibiu și la Brașov și la Târgu Mureș, unde mi-a mers ok. Dar la modul, da, am dat o bucată nouă și... Până la finalul mini-turneului pe care l-am avut cu Teo și cu Luiza și shout-out amândoi, eram ok, cam 5 minute acolo, da. Merg și le dădeam și mai slow, așa, un pic, mai cu pauză între ele. Și m-am zis la Suceava cu asta în cârcă și să zic încărcat, o să o dau acum. Băi, coaie, nu că nu le-a plăcut, dar erau așa, la modul ce... De ce e ăsta așa încrezător? Da, că da, nu da. E bine, frate, nu e bine ce... Mamă, și nu puteam să grăbesc pasul, nu puteam să mă mișc mai repede pentru că simțeam că îmi fut setul complet, că trebuia să stau și un anumit timp și mamă, frate, deci efectiv după aia eram, stăteam și îmi reconsideram cariera. Deci eram da. Efectiv, de ce fac chestia asta? Merită să bat drumul până la Suceava ca să nu fiu amuzant? Nu pot să nu fiu amuzant la mine în cartier? Mamă, deci a fost oribil. Și asta era, senzația mea era că pe lângă faptul că nu mă apreciau, aveau și senzația cumva că iau de sus. Bă, cumva cred că asta depinde e, și de glume mult. Da. Dacă glumele tale nu sunt neapărat, nu știu cum se numește, când self-deprecating. Ba, humor, da. Când nu sunt spre tine neapărat, deci, nu ești tu ținta neapărat glumelor tale. Eu numai asta fac, da. Că eu știu că... Da. Fac prea mult asta. Toate glumele sunt spre mine. Asta nu mai eu am cumva, eu de asta îmi dau seama că am dau cumva și în prietena mea sau nu știu ce om pe care m-am întâlnit în unele bucăți, știi? Da. Și cumva dau seama când oamenii sunt, coi, ăsta e doar muist, vorbește de sterilizat femei sau nu știu ce. Și se că, bă, coi, nu, eu doar glumesc aici, am venit să le spun, dar nu, câteodată simt cum își iau tensiunea aia, gen. Bine, asta mi se pare că e și, în fine, e o discuție mai lungă, dar mi se pare că are legătură și cu faptul că încă în unele situații
oamenii cred că tu ești egal cu tine însuți pe scenă. Adică gen, da, ce zici cumva, tu pe scenă, da, exact, e ce zici, exact, tu și la bere, exact, seara. Și nu e același lucru. Dar fii atent, eu fac numai self-deprecating joke. Și e o bucată care... Da, am crezut că merge, nu merge, dar în fine, una din glume e despre... faptul că nu mai am vicii, știi, că m-am lăsat de fumat, nu beau, nu mai, da, așa, nu prea, nu una alta. Și tot zic eu, dau exemple, fac glume, nu știu ce, și la un moment dat vorbesc de labă, știi? Și zic că uite că laba, nu știu ce, că nu știu cum, bă, și se aude din sală. Auzi, da, tu ai încercat să te mai fuți? Mamă, ce dur. Și eram da, că n-am, da, era, da, mi-a intrat panic mode și n-am avut nimic. Și pur și simplu ask your mother. Nu, sigura chestie pe care am făcut-o, că urma o glumă care era self-deprecating, da, am zis-o cu tu, am făcut-o despre, da, el, okay, doar ca să, dar și oamenii au fost da. Deci e și muist, după ce că nici nu e amuzant. Nici nu s-o fute. Mamă, coaie, deci m-am dus, mă simțeam cum mă duc în pământ, în plan, nu era bine de. Bă, da, de multe ori să simte asta, că oamenii nu prea înțeleg că ăla e cumva e separat ce facem aici de ce persoane suntem în restul timpului. Încă nu. Ai, și da, cumva cred că e important să, în fine, eu nu știu dacă vreți să facem așa shop talk atât de adânc, nu știu dacă e. Da, pula mea, noi ca și cum avem presiune. Da, nu e ca și cum avem presiune. Mi se pare că încă oamenii, senzația mea de noob e că sunt mulți oameni care nu vor neapărat, nu înțeleg neapărat conceptul de stand-up de întregul, ci mai degrabă înțeleg ideea de vreau să petrec o seară cu X. Vreau, da, să stau la vorbă și vorbește mai mult, mm-hmm, Micuțu sau, da, Costel sau Teo sau whatever, Pârcalab sau nu știu ce. Nu e neapărat vin să văd un set de stand-up, exact, și da, vin, da, să, da, văd, da, un show. Da. E vin să petrec o seară cu băiatul ăsta pe care l-am mai văzut și îmi place de mai mulți oameni. Da, exact. Și atunci implicită e ideea asta de ce spune omul ăsta, e parte din personalitatea lui și cam asta gândește și în afara, da, timpului. Care e cel mai faimos comedian de la noi care e evident un personaj cumva pe scenă? M-aș gândi poate Popescu, mi se pare că e la modul Popescu, de... Da, cred. Popescu pune un personaj, dar Popescu și-a găsit o dinamică suficient de bună încât să fie pe de-o parte clar că e un personaj. Dar că și nu la e... Popescu cumva din toți headlinerii, să zicem, cam are cel mai mare procent, cred, de hit or miss. Gen, hit, da, miss, pentru că, mă rog, da, pentru că cred că sunt unii oameni care sunt oameni, ce ciudat e omul ăsta. Ce pula mea vorbești să stai aici, nu înțeleg că cumva intră într-o... Da, și mi se pare că se mulțesc că acum a apărut Birtaș care, da, e pe, da, sistemul de personaj și a început să mai apară din ăștia care pun un personaj. Cred că o să se popularizeze la timp ideea. Și de multe ori am strigat și eu, dar tu nu vrei să te mai și fuți. Da, nu era pe scenă. Da, era, da, să duce acasă. Să te fuți, ai încercat, dar... Da, pe stradă, plimba câinele. Și a început să fută câinele, că a vrut să te asculte. Eu fucking dubios. Salut, Dan. Da, e greu, dar continuăm, învățăm. Mi se pare că înveți o grămadă de chestii plecând prin țară. Bă, da, e cel mai bun lucru pe care poți să-l faci la început de carieră și probabil și mai târziu, nu știu, da. Să mor, de în București ai senzația că, de în București am senzația că știu să fac asta. Da, 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 în București e foarte protejat. E protejat pentru că oamenii care sunt mulți oameni care vin, care au mai fost la stand-up de multe care ori. Știu la ce vin, da, da. Știu la ce vin și cumva țin mai tare cu tine, știi? Și vor să audă cumva o bucată, adică sunt deschiși să audă un beat, nu neapărat o părere de-a ta sau exact, știi cum ce vorbeam? Ei, da, vin să audă glumă. Asta, e o glumă despre ceva, despre acum faci o glumă despre spitale, o glumă despre urși, despre pula. Și cumva sunt de, adică să simte de multe ori cum ei știu să reacționeze, adică să vede că râd la premisă un pic, după aia văd și simt când e un punch mare, se aplaudă sau așa, știi? Gen, cumva simt, înțeleg ce ai făcut acolo de la început până la capăt. Așa că te duci prin țară, majoritatea oamenilor nu neapărat gândesc în beat-uri. Ia să vedem ce bucată și-a făcut o brotă despre animale. Da. Ei, doar pula mea, vorbește băiatul ăsta despre animale. Ce zice ea? Și cumva să face materialul să devină mult mai conversațional, obligat ca să poți să-l transmiți oamenilor să-l prindă cum vrei. Tu, da, trebuie să-l faci să pară mult mai conversațional, nu atât de cum îl înveți la început. Pula mea, asta e premisa, aici am două punch-uri mici și aici mai am un punch mare și asta a fost bucata mea.
trebuie cumva să o îmbraci în așa fel încât să pară cât mai personală, da, cât să pară mai conversațională. Că ești, da, 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 că ești la bere cu ei, stai la masă, exact, și le povestești, exact, tu o chestie. Asta e marele avantaj pe care l-am resimțit eu cumva după primele plecări prin țară, așa că am început să văd cum să transformă materialul ușor, ușor, mai apare o propoziție scurtă aici, una de legătură acolo, una, mm-hmm, și îl face să pară cumva mai conversațional. Asta e, da. Creștem, asta e important. Facem, de data viitoare când o să veniți să ne vedeți, o să vedeți că suntem mai buni decât data trecută. Mă duc acum să mor de... În fine, e o perioadă în care mi se pare că se face mult stand-up și se acumulează mult. Da, să-mi bat picioarele. Foarte mult stand-up să face. Deci ca la New York acum, deja, da, te duci dintr-o parte într-alta. Da, e... da, da, păi, bă, acum sâmbătă vorbeam, Mirela a avut 4 show-uri. 4 show-uri? Sâmbătă, da, și eu 3. Și eram cu aia... Bacă, spune, acum 3 ani, dacă aveam unul la 2 săptămâni în weekend, da, 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 eram, mamă, ești nebun. Da, 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 da. Am deschidere și doar ce am avut acum 3 săptămâni. Da, da. Aoleu! Da, da, da. Bă, da. Și super, super rapid se întâmplă și bine tare, avem un super mare noroc că suntem fix în mijlocul valului, așa cumva. Bă, da, it's a great time for stand-up. Fii atent să-ți povestesc că... Nu mă gândeam să-ți povestesc inițial, dar am zis fuck it. Am fost cu Teo în turneu, da. Și ai fost vreodată cu Teo? Nu. E foarte frumos, e... Teo e exact... Uite, Teo mi se pare că e cam cum e pe scenă, cam așa e și el, adică e, da, foarte smart, foarte elocvent în vorbire, cu gusturi bune, e un băiat rafinat și așa mai departe. Și am plecat în prima zi împreună la Sibiu, eu cu Luiza și cu Teo, și mi-am scos bocancii. Deci de la... Și după ce vă dați jos din mașină, te dai jos cu impresia, mamă, ce prost sunt. Da, da, da. E în permanență, mi-e frică să deci cu Teo mi-e frică să vorbesc, mi-e frică să-mi ofer părerea, pentru că el e și debater așa, adică îi, da, place, da, să te, da, chestioneze, exact, să te pună, exact, să-ți argumentezi părerea. Și eu nu, și părerile pe care le am sunt slabe, adică eu renunț la ele, n-am prea. S-a mai întâmplat și mie câteodată să mai stau la țigară, la 99, gen afară cu el, și să vorbească un anumit subiect, să am o părere la, da, un moment dat, să o spun și să înceapă să mă combată. Și așa sunt, cu aia, pula mea, nu-mi pasă atât de tare, da, pula mea, îmi cer scuze, e ca, da, cum ziceați voi, nu? Da, da. Deci... Nu-mi pula mea de părere, nu vreau să o susțin atât de tare. Exact. Exact asta. Am greșit de 2-3 ori oferindu-mi părerea și până când a trebuit să mă ridic în picioare să-mi argumentez că la școală eram cu aia, dă-mi un 6 și lasă-mă în pace, că nu. E cum, exact, e cum crezi tu, man. Nu, da, da, I don't give a shit. Dar cert e că îl respect foarte mult, mi se pare marfă și, da, felul în care se îmbracă și toate astea. E, și ideea e că mi-am luat bocancii, că am văzut că vine frigul, bocancii mei de acum 7 ani, luați de la Himalaya. Și m-am dus, era gheață pe jos, numai bine că mi-am luat bocancii, că au aderență bună, că nu știu ce. Bă, și mergem la un restaurant super fancy, mâncăm noi, și până la super marfă, recomandarea lui Teo, extraordinar. Și când plecăm, văd că mi s-au dezlipit bocancii, mâncați și gura ta, dar nu că mi s-au dezlipit, la bază aici, dar nu că după ăștia noi. Dar nu că mi s-au dezlipit, gen, mi-a târnat talpa așa în plan și... Bă, și mi-era o rușine în plan, mergeam cu, primul rând cu o fată, cu Luiza, da, unde n-am, iarăși rușine, dar față de Teo, în plan mea, cel mai sofisticat om, cel mai rafinat, cel mai plan mea. Și eu, bă, și îmi târșeam picioarele, abia așteptam să ajung la hotel, că noroc că mai aveam o pereche de Adidas, dar care nu aveam niciun pic de aderență, deci mi-era frică că o să-mi rup gâtul. Și mi-am târșit picioarele până la hotel, numai că sper că n-au observat. A, nu i-ai spus? Nu! Nu, mi-a fost rușine să zic. Pur și simplu, nu știu, frate. Nu cred că aș fi ratat ocazia. Dar, adică era o șansă cu subiectul ăsta să-i faci să râdă. Da, și da. Că parcă nu prea-ți vine să dai cu piciorul la șansă să faci alți comedianți să râdă. Cumva dacă am orice ocazie să fac, parcă e cea mai mișto plăcere. Adică, mă rog. Cea mai mișto când fac oameni din sală să râd. Asta este. Da, dar asta și la comedianți e o plăcere aparte când faci comedian. Bă, să, da, râd. Dar nu știu, cred că asta a fost târșea mea. Cred că dacă aș fi fost cu altcineva, n-aș fi, da, avut o problemă să zic. Da, Teo. Dar când Teo e așa sofisticat și șmecher și se îmbracă marfă. Cel mai rău era să fi spus tu râzând ca și cum, stai să vă zic ce am pățit, ce prost sunt și așa, da, să fie, ok, poate ar trebui să te schimbi. Da. Să, da, ai pe de-aia, serioasă, da, așa. Dar nu vrei să mergem așa, da, la restaurant. Adică, ce e în neregulă cu tine? Du-te imediat în cameră și gândește-te la ce ai făcut. Și până mâine du-te acasă, în plan. A doua zi m-am dus în mall. M-am dus în mall și mi-am luat Timberlands în bapula.
Am dat o căruță de bani ca să mă simt eu mai bine, știi? Ca să recuperez da, nu bine. Nu s-a observat că ai apărut cu niște călțări. I-am zis Luizei. Luizei i-am zis, lui Teo nu i-am zis nimic, am vrut să văd dacă remarcă, n-a remarcat da, și da. Atunci mi-a băgat pula. N-am mai adresat chestia asta. Dar mai a fost o rușine cu aia, mă simțeam ca în clasa a 5-a când te ducea, te trimitea maică-ta și nu vedea că ai o gaură în cur sau ceva, știi? Exact așa mă simțeam. Parcă aveam o gaură în cur la blugi și nu mi-a zis nimeni. M-am târșit picioarele. Mi le târșeam la modul că gen să nu alunec, știi? Da, da, da. Dar eu mi le târșeam pentru că efectiv talpa mea făcea așa. Mi-a fost mega rușine. Acum, nu știu, oricum Teo nu cred că se uită la asta, deci ok, rămâne secret. Ar fi culmea să uită el la toate căcaturile pe internet. Chiar să uită la multe căcaturi pe internet. Am mereu văzut. Știe orice clip obscur. Știe toate meme-urile. Dar asta ar fi prea mult. Să da. Și pe asta. Da, nu, pe asta nu. Asta e un pic prea mult. Bă, da, da, foarte fain asta cu rușinea asta, gen, dacă... Eu încă mai am. Să fii îmbrăcat, să nu... Da, deci la chestii din astea, la chestii din astea, gaură în șosete... Cumva și eu, la început, când m-am apucat de stand-up, am început la un... Nu am început neapărat să o fac, să mă îmbrac mai diferit, dar am avut gândul ăsta, ar trebui să-mi pese mai mult de cum mă afișez îmbrăcat și așa. Și cumva, nu știu, nu pot zic că mă îmbrac mai frumos decât înainte. Nu, dar ți-ai mai multe haine. Cred că investești mai mulți bani în haine decât investeai acum 3 ani. Da, poate da, poate. Dar nu sunt neapărat cu ceva mai fancy hainele alea sau să arate mai bine. Tot hanorace și până la mea poate un cămașă și un tricou pe dedesubt sau ceva genul ăsta. Eu am chestia asta de... Mi-am mai luat tricou, de-astea cămăși mai drăguțe și nu știu ce, să mă îmbrac mai frumos, dar după aia, când iau decizia aia de îmbrăcat înainte să merg la un show, mă gândesc la material și sunt material cu labă, cu futut, cu nu știu ce, nu știu dacă trebuie să mă gătesc pentru... Parcă e mai ciudat dacă mă și... Șifonată e perfect, da, e perfect pentru transmit. Ce vreau. Exact, adică nu vrei nici discrepanța aia de te îmbraci ca la Royal exact. Albert Hall și ai glume cu futut în cur. Exact, exact. Dar cumva respect și îmi place așa mult să văd seturile alea vechi de Rodney Dangerfield și toți ăștia care erau toți la costum și așa, și stilul ăla, mai ales ăsta Rodney, cum își aranja într-una cravata așa după fiecare glumă. Oh, right, I'll tell you. Și făcea așa la cravata. Îl imiți bine pe Rodney. Cred că în doze scurte. Se părea așa să stilul ăla, mi-ar plăcea cumva să pot să fac o dată, nu mereu, clar m-aș sătura după 2-3 zile de îmbrăcat în pula mea o oră, stau să-mi pun costumul ăla pe mine să-l calc, să nu știu ce acasă, înainte să plec de acasă. Dar așa o dată mi-ar plăcea mult să fac o chestie de asta în care să ne ardem cumva pe stilul ăla old school classy, așa. Băi, mi se pare că trebuie să se potrivească cu materialul, că la ei era și chestie, da. Era și chestie, erau glume rapide, erau într-un anumit fel și din nou, una e când ești la... Ce ai zis? Și n-am înțeles ce ai zis, că ai. Acum nu mai pot să fac. Ce să-l faci, mă rog, nu mai pot să fac vocea, dacă vine să râd. Told my dentist, I have yellow teeth. You know what he told me to wear a brown necktie. Are you kidding me? Dar nu faci bine, să mă pula, bravo. All right, ok, baby, let's go. Ai studiat părădnia. All right, baby. Da, m-am uitat la multe clipuri și mai mult m-am uitat la Norm limitat destul de des și văzându-l pe Norm atât de des, cumva limit pe Norm imitându-l. Da, înțeleg. Rodney, da. E marfă. La mine e chestia asta de... Și pare că te îmbraci frumos. Nici nu poți să te îmbraci frumos la... te duci la un show într-o berărie sau ceva. Nu poți să te îmbraci la costum. Dar dacă ai un show... Uite, o să avem la Sala Palatului, da? Cum te îmbraci la Sala Palatului? Bă, sincer, cred că tot... Tricou și-o cam așa deschisă peste, că asta e cel mai fancy cât m-am îmbrăcat vreodată pe scenă. Sam Morril style, așa? Da, adică stilul ăla? Adică nu ești doar tricou, să nu fii doar tricou. Da. Totuși fii o cam așa peste. Nu știu. Nu-mi dau seama, mai mult de atât, nici nu vreau să fiu eu al doilea sau al treilea, că dracu urc pe scenă în pula mea la sacou și după aia să-mi vină micuț un pantalon scurt și tricou și se pare, mamă, ce pula mea asta era cu prostul ăla, ce i-au zis? Teoria mea e asta, e... În funcție de al câtelea, adică trebuie să fie o ordine, pe lângă faptul că e o ordine cât de cunoscut e omul, cât de experiență are, cât de fan e pe scenă. Deci asta trebuie să fie într-un show, trebuie să fie în sens crescător. Mi se pare că trebuie să fie și la îmbrăcat. Nu poți să te îmbraci primul în pula mea să fii la costum și după aia să vină headlinerul ponosit. Exact, și mi se pare adică chiar dacă tu ai făcut
chestia care arată mai mult respect pentru public, poate, sau nu știu, faptul că te îmbraci așa, cu toate astea tu o să pești de prost, că toată lumea o să zică că ăla a avut dreptate, headliner. Normal. Ăla știu cum trebuia să îmbrace. Normal. Pentru chestia asta, nu tu, clar. Și pe bună dreptate, nu știu, dacă eu aș fi headliner și l-aș vedea pe openerul meu că vine cu, pentru 10 minute la costum și la cravată, aș fi, ce pula mea faci cu aia, da, alea jos. Ești prost, vezi de glume. Așa cum mi se pare, dar asta e o teorie care e foarte... Nu cred că o mai împărtășește nimeni, că ar trebui că inclusiv impactul melodiei pe care intri să fie și ăsta crescător. Nu poți să intri pe o melodie mai nebună decât headlinerul. Asta nu m-am gândit niciodată la chestia asta cu piesele. Părerea mea, nu știu, adică mă gândesc, poate ok, openerul poate să aibă o melodie șmecheră pentru că e începutul show-ului, da? Okay. Și trebuie să, ok, începe show-ul, trebuie să fie o melodie care să fie șmecheră. Dar după aia nu vrei să, nu știu, trebuie să asculți melodia ăluia care e headliner și tu să te duci la niște BPM mai jos sau nu știu, la ceva la fel cum melodia, asta e iarăși teoria mea, mie mi se pare ciudat ca eu, opener, făcând de 3 ani stand-up, să intru pe Rolling Stones, de exemplu. A, sau da, pe serios? AC/DC. Da. Da, de ce pula mea, nu merit eu AC/DC, eu ar trebui să intru, okay, pe melodie, pe muzică de-aia, free de pe YouTube, stock, știi? Pe stock music. Și pe măsură ce cresc, să vin din ce în ce mai șmecher. N-am avut niciodată gândul ăsta. Nu știu, mie așa mi se pare. Da, da. Citise mai de mult un articol, te-ai uitat la serialul Westworld? Da, dar nu la tot. Nu la tot, dar în primul sezon, nu știu dacă mai ții minte, erau niște bucăți aproape în fiecare episod când era cântat automat la pian, erau cântate niște melodii cunoscute. Da. Și citise mai de mult un articol despre serialul ăsta, cumva că ideea de împrumuți legitimitate de la melodii cunoscute pentru filmul sau pentru serialul tău. Cu alte cuvinte, îți câștigi niște respect doar pentru că bagi o melodie șmecheră. Bă, dar mie mi se pare cam una din cele mai mișto de astea, instrumente pe care le are un regizor, chestia asta cu needle drop-ul, cu să intre o piesă pe o scenă. Absolut, dar dacă tu faci, mie, nu știu, ai văzut vreodată o porcărie, un film care e porcărie, o muzică bună, da, cu muzică bună? Nu îmi dau seama, acum n-am în minte un exemplu, dar da. Westworld, bine, eu n-am suportat Westworld. Nu ți-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult. Primele două sezoane mi-au plăcut mult. Primul, al doilea a fost ok, doar, și al treilea mi s-a părut de căcat și nu m-am mai uitat. Nu m-am mai uitat. Dar mi-a rămas în cap ideea asta de uneori, știi, mai foloseam, aveam un show de impro care se numea Producers, în care recream, făceam improvizație, dar în genuri de film. Și m-am tripat eu și am făcut tot felul de playlist-uri din astea de muzică, pentru film noir, pentru film rom-com, nu știu, și luam cele mai șmechere melodii. Și uneori aveam senzația că păcăleam publicul care venea să se uite cu piesa. Momentele alea de pantomimă sau astea, exact, cum se facea pe anumite piese. Exact. Adică în sine improvizația nu era neapărat la cel mai înalt nivel, dar pentru că era pe nu știu ce muzică, oamenii erau foarte impresionați. Dar cumva mi se pare că... Adică pe mine mă impresionează tare. Eu cumva în mintea mea, când mai am gânduri că să scriu un film sau așa, astea am în minte prima oară. Scena asta cu melodia asta pe fundal. Da. Da, și problema e că dacă aș face vreodată un film în România, n-ai nicio șansă să ai bugetele să-ți permiți să folosești piesele alea pe filmul tău. Te întorci la stock. Îți trebuie, YouTube. Da, ori să-ți facă cover, gen vorbești cu cineva să-ți înregistrezi niște cover-uri pe piesele alea și poți folosești alea, dar să folosești piesa originală n-ai nicio șansă, că ar trebui să folosești mai mult decât bugetul pentru un întreg film din România, doar pentru muzică. Și atunci nu ți se pare că e un pic de validitate în... ideea asta mea că ar trebui să și tu ar trebui să crești odată cu, adică să-ți crești notorietatea muzicii pe care intri odată cu notorietatea ta. Am intrat la prima meu opening, am intrat pe Biggie. Să deci zic, ai intrat pe Biggie și ai fost probabil praf, nu vreau să nu am fost acolo, poate ai rupt. A fost bine, dar nu pot zic că era wow. A fost un show ok, dar cumva asta a fost cumva pentru mine tocmai în ideea asta, că piesa aia mă face pe mine, mă bagă pe mine într-un mood în care sunt mai cool decât sunt în general. Da. Și de asta pot cumva să o fake-uiesc cumva. În primul rând, Dobrota, să știi că ești foarte cool. Da. Deci cool, uite de ce cafea bem, ne ardem foarte elegant. E foarte... Și repet, e o teorie care vine din partea asta foarte bătrânicioasă și hapsâna a mea. Adică știu că e izolat așa. O înțeleg teoria și tocmai de asta cumva încerc să mă gândesc cum...
dacă am avut vreodată vreo frântură de gât de genul ăsta, dar nu cred. Nu, cred. Nu, eu sunt hiperanalizez. Uite, în general am toată gândit fantezia mea supremă, fantezia mea cu cariera mea în comedie, cum ar trebui să desfășoare, e că la un moment dat, peste încă câțiva ani de făcut stand-up, așa, să mă las 6 luni, un an de stand-up, să nu fac, să nu urc pe scenă, uh-huh, ca să fac un film. Timp în care mă concentrez doar pe un film. Ok. Asta cumva mi-ar plăcea mie, la un moment dat, să fac un film și în timpul ăla cumva să fiu focusat total pe ăla și apoi să revin la stand-up după ce se termină cu filmul, uh-huh, și când urc pe scenă să intru pe melodia aia lui James Brown, care la început face el cu I'm back! I'm back! I'm back! Și am avut fantezia asta de atâtea ori, am avut gândul ăsta cum intră piesa aia și lumea e, dă-te în pula mea că face Dobrotă, iar stand-up. Du-te. Da, mă, știu. Și eu am melodia pregătită pentru prima oară când o să fiu headliner, pentru că durează vreo 45 de secunde până începe și nu vreau să o pun de la 35, vreau să o pun de la început cu aia, să simt anticipația oamenilor, că du-te în pula mea, începe show, ești nebun, hai să vedem. Și cumva am deja imaginea asta în minte, cumva... La un moment dat mi-ar plăcea să pot să recreez momentul ăsta în cariera mea și cumva tot ce face special tot momentul ăsta e piesa, cumva, da. Să intri piesa la forță. Tu după aia o să intri și o să fii ce mai e de zis. Stai că nu știu ce să vă mai zici, știți că n-am mai urcat de mult, da? Mea, mulțumim că ați venit. Cum să faci, cum te cheamă, ce muncești? Nimic. De fiecare dată când o suci, mai pui o dată melodia. I'm back. Să scriezi de tamai momentul așa. Acum aplauzi lumini, pentru omul. Lumini, lasere, da, cu DJ. Da, să te prezinte omul înainte, mamă. Omul ca cărui ați film l-ați văzut pe YouTube, dar nu și în cinema. L-ați văzut în trailer pe YouTube și apoi v-ați hotărât să nu mergeți la el. Aplauzi, mă rog, pentru Dobrot. Și după aia să urci. Fiu... Tu da. Coborând, știi, coborând după o schelă din aia, știi, coboară cu tine, așa. Ca Michael Jackson cu Michael Jackson cu jetpack, plăi, ars niște mustăți, niște sprăcere, vreau să simte extrem, mamă, nu vine să crem, ars cu jetpack, cu Dobrotă, du-te în pula mea. Și apoi da, și Uber, nu? Uber, ce-o dat tare. Ce, voi mai mergeți cu taxiurile? Ce altceva mai e? Ce altceva? Da, e amuzantă chestia asta cu... Toată lumea, cred că are visele astea, sau visuri, de fapt, onaniste astea, în care te închipui, da. Știi cum ești tu în culmea gloriei? Dar nu vreau să fac deloc toată munca ca să ajung în punctul ăla. Nu, adică, e mult mai fun să-ți imaginezi. Da, am fantezia asta și o am deja de vreo 2 ani, cumva, în minte, am ideea asta fixată în minte, dar nu m-am apucat să scriu un scenariu de film sau ceva. A, da, bine, asta... Ca să cumva să lucrez spre a mă apropia de aia. Man, e... Una din cele mai greu. Mie se pare extraordinar de greu să scriu un scenariu de film de lung metraj. Nici n-am încercat. Da, da. Probabil e că... Adică eu în locul tău, dacă aș fi, aș începe cu un scurt metraj. Adică da, să scriu unul de 10 minute, așa, 15 minute și după aia vezi ce asta se întâmplă. Asta am scris, dar nu le-am filmat. Am scris. Le-ai scris? Vreo două, da. Și sunt comedii sau sunt... Da, tot comedii, da. Adică e o scenă, cum ar veni. O scenă pe care m-am hotărât eu că decât să o fac scurt metraj, mai bine o introduc la un moment dat într-un lung metraj. Înțeleg. Dacă mai bine îi găsesc locul cumva acolo. Era o scenă, o să dau, nu e neapărat spoiler. Uite, mea, dacă vrei, o ai scrisă? Nu chiar pusă la punct, dar o am așa, gen, cam ce ar trebui să întâmple. Și mă gândeam, poate data viitoare, dacă vrei, putem să o citim aici, să facem o lectură. Nu e chiar atât de bine scrisă, dar poți să o povestesc. Dar ai încredere cu aia. Cum intri tu pe James Brown Dobrotă? Să o povestesc, mă. Bine, povestește-mă. E despre, e cumva, ideea mi-a dat-o un prieten de-ai lui Cârje, teoretic. Care asta a fost coleg de apartament cu Cârje. Mm-hmm. Și mi-a povestit odată cum când cumpăra, am mers să cumpere niște substanțe ilegale pentru a-ți altera starea de spirit în bine. Ok. Iarbă cu ai. Iarbă, acum, asta e, da. S-a dus să cumpere iarbă. Da, suna mult mai rău, putea să fie heroină. Așa. Și acolo, la băieții, la apartamentul unde trebuia să cumpere, erau adunați încă vreo 10
12 oameni care veniseră să cumpere și toți așteptau, pentru că băieții la care erau încă nu primiseră cumva pachetul mai mare, de la dealerul mai mare, mai important. Era ca pe vremuri la alimentară, nu exact, venise... Exact, că nu venise marfa și toată lumea aștepta pe acolo, prin alimentară, stătea de vorbă, stătea, ardeau aiurea împreună, cât așteptau să vină marfa. Și cumva, că s-a creat, s-a stat vreo 40 de minute acolo, în camera aia, până la urmă, ca să afle, să primească la un telefon, să afle că nu s-a mai rezolvat nimic în ziua. Și gen, cumva mi-ar plăcea un scurtmetraj cu asta, cu tensiunea care se creează între oameni aia acolo, cum toți, de fapt, toți au puțină iarbă la ei să fumeze un pic acolo, dar nimeni tot ar vrea să cumpere. Da. Și cumva să spar pe acolo și tensiune de asta, cum la un moment dat unul breaks down cu coaie, adică cât mai durează. Okay. Cum fiecare dată când sună cineva la ușă, toți sunt și mai e altul okay, care doar vine să cumpere și nu să ia care ar trebui să vină să-i rezolve. Înțeleg, înțeleg. Asta era ideea scurtmetrajului cumva. Înțeleg, înțeleg. Care scrisese. Sună bine, dar e cu multe personaje, nu? Adică da, ar fi destul de multă lume. În, bine, cu un personaj principal, teoretic, îl faci pe una care să... Bă, prin da. Ochii cui căruia să vezi toată scena, dar na. Eu zic să-l scrii și da. Să-l faci. Da. Știi de ce? Adică chestia asta de am ideea asta, dar o păstrez, mi se pare că într-un fel îți dă confort, dar în același timp nu e ca și când nu o să mai ai alte idei. Adică exact, e senzația asta de aur, o să rămân fără ideea asta și pula sigur. Mea. Sigur, o să mai am alte idei. Da, n-ai cum să nu ai alte simți idei. Simți uneori când o să mai ai alte idei. O să ai cu aia, n-ai cum. Mai simți asta uneori. Sincer, am simțit-o de vreo două ori așa, ca material. Acum nu sunt neapărat în punctul ăla, că am mai scris câteva chestii în ultimul timp și ok, mental. Dar am avut-o de vreo două ori după ce am pus pe net, să zicem, bucăți. Cam atunci s-a întâmplat. După ce am pus anumite bucăți pe internet. Te ascult să știi, caut fost, ceva. Da, sigur, am fost cu gândul... Ba, să-mi pula, o să mai scriu tot ceva la fel de funny ca asta. Și cam cât durează până când îți dai seama că o să scrii? Câteva luni. Hei. Cumva ca să-mi zic eu, să-mi dau eu seama că o să scriu, mai puțin, să zicem, săptămâni, până încep chiar să scriu chestii, idei. Dar până chiar am scris, deja ceva la un nivel ok, luni. Bă, mie mi se pare că, adică eu știu exact ce zici și cât se poate de adevărat. Căutam ceva pentru că voiam să-ți zic o chestie care mi s-a părut interesantă de am citit-o undeva. E ceva ce, nu știu, un citat motivațional. E un fel de citat motivațional, de dar... Poți ca de sau ceva? Nu, frate, ideea e că... Așa, am fost la Târgu Mureș, shout-out lui Sos, îl știi pe Sos? Știu, a fost și la la show, da. L-am cunoscut cu ocazia asta și a fost foarte amabil, pe lângă faptul că e băiat foarte de treabă. La a fost la noi, da. Da, mă rog, probabil, eu l-am cunoscut la Târgu Mureș și pe lângă faptul că e foarte de treabă și a fost nice to hang out with, e și comedy nerd din ultimul da, an și mi-a trimis niște foarte, cărți foarte, de da. Stand-up, adică el e mai comedy nerd decât sunt eu. Și de către mine, clar, cu, de departe, da. Și mi-a trimis o carte pe care am început să o citesc, care e interesant. Deși mă și enervează, se numește Running the Light, scrisă de Sam Talent, care face și el stand-up și e o poveste ficțională a unui stand-upper bătrân care face hell gigs din astea. Okay. Merge în fiecare zi și are show-uri până tot felul de spelunci și e un drogat, bețiv, divorțat, vai morții lui și nu știu ce. Dar cumva în carte e ideea că el... are mega skill, adică foarte bun, da, e cumva disgrațiat, nu mai are ce căuta în lumea bună a stand-up-ului, dar el știe să facă stand-up ieșmecher. Pe, inclusiv pe glume de la început, de cum să vorbești de orașul în care ești, să faci mișto și pula. Și o chestie care mi-a rămas în cap, care a fost asta de comedy was just a trick that he knew, a deceptive ruse of cadence, timing and charm. Adică mi-a rămas în cap chestia asta că de fapt nu e contează mult și ce material ai. Adică normal, contează mult ce glume scrii, dar contează clar, mai poți să mult da, prin astea, da. Ritm, cadență și să fii fermecător, să fii să te placă, să le placă oamenilor să se uită la tine. Că după clar. Aia dacă asta ai și niște glume extraordinar de bune, asta mi-e crucea de purtat. Că nu sunt un om care să le placă oamenilor să se uită la mine, dar cumva trebuie prin material să răzbat. Asta eu simt că sunt foarte
dependent de material ca să mă placă publicul, că nu o să mă placă doar pentru cine sunt eu ca om, că nici n-au de ce, în pula mea, nici eu nu m-aș place doar pentru cine sunt eu ca om. Știi? Sunt de acord, nici eu nu te plac decât... Da. Nu, dar e ideea că, într-adevăr, cred că pentru amândoi ființele noastre sunt something to overcome, știi? Adică trebuie să depășim... Da, eu nu simt că sunt neapărat o persoană likeable. Și nici nu m-am chinuit vreodată să fiu. Poate în liceu am încercat să fiu mai likeable, mai popular. Am încercat, am depus puțin efort în direcția asta. Așa. Cum depui efort să fii mai popular? Făcând glume în clasă, cumva. În liceu am încercat să fac să mai teribilist un pic. Da, poate să mai fac niște chestii care mai rischi, poate, pentru notele mele sau nu știu, dar doar ca să iau un râs în clasă sau chestii genul ăsta. Așa. Să încerc să fac chestii genul. Dar eu, în mod normal, restul vieții mele a fost... Mă, cam doar în pulă, ce credeți, nu știu. Știi? Și acum, cu stand-up, e destul de greu, că nu sunt... Nu pot să încerc neapărat să fiu likeable, să fiu o persoană vibe-uri bune, pe așa... Dar cred că ce e adevărat e că în timp oamenii care te-au văzut odată, de două ori, de trei ori și te-au plăcut, o să te țină, te-au plăcut în sensul că le-a plăcut asta, ce da, faci tu la stand-up, da. O să devii likeable pentru ei, pentru asta că ei te țin... Pentru, prin stand-up, prin material prin trebuie material. Să devin likeable, că prin da. Personalitate nu cred. Nu cred. Păi bine că facem podcast împreună. Da, da, știu. Am avut conversația asta și cu Cârge. Tu ce părere ai de asta? Ce e mai important la un comedian? Personalitatea, să te placă ca personalitate oamenii? Sau să fii materialul undeniable? În România, personalitatea. Personalitate, nu? Și nu numai, cred că peste tot. Peste tot. Adică și dacă stai să te uiți în state, știi, tu ești comedy nerd, da? Ție îți place de Mark Norman sau îți place Norm Macdonald sau pula mea, whatever. Dar oamenii care vând stadioane sunt Fluffy, sunt Russell Peters, sunt știi, oameni pe care tu probabil nu îi apreciezi la fel de mult ca stand-up-uri, dar ăia umplu stadioane. Adică ăia fac cei mai ca maximum de popularitate, Kevin știi? Hart, Kevin Hart, ăia distrug la modul de bă, vând 40.000 de bilete. Da, uite, lui ACK mi se pare un contraexemplu. Adică nu mi se pare neapărat a likeable guy. Și a ajuns la culmile alea, cred că doar prin material, doar prin... Da, la fel și Bill Burr, nu e... Bill Burr e mai mult spre likeable guy. Da? Adică este, are el personajul ăsta de rant și așa pe orice și nervos într-una, dar e cumva, adică e mai, nu știu, să vede că... Parcă simt că încearcă mai mult decât lui să fie likeable într-o... Să fie un personaj, să fie da, funny în conversație. Dar chiar și în culmea succesului lor, nu au atins pragul ăla. Și sunt oameni care sunt fucking ultra craftsmen și sunt extraordinar de buni, ieșit din comun, pe cât de bun sunt la meseria asta. Uite, iar Sam Morril, mi se pare că e unul din oamenii care nu e neapărat likeable la podcasturi sau chestii genul, dar pe scenă e foarte... E bine, bun, pentru că strong. Face de foarte multă vreme și așa mai departe. Mie mi se pare că în România începe să fie, începe să existe arhetipul ăsta de ăsta face stand-up, e mult pe glume și începe să vândă și să fie destul de bine, știi? Gen Toma sau nu știu, care nu sunt neapărat. Uite, Toma este likeable. E likeable guy? E likeable doar dacă îți plac nărzii, pula mea. Da, dacă îți plac glumele lui. Da, dar așa te impresionează, bănuiesc, la Toma... Glumele, materialul, nu te impresionează, mamă, ce... Ce ai stat la bere cu Toma, ce aș mai râde cu el. Da, exact, ce fresh, ce vală fresh. Da, asta e că, până la urmă, și cum definești succesul? Succesul e să fii cel, să vinzi cel mai bine dintre toți comedianții din România sau să poți să-ți faci o carieră mișto în care să câștigi destul de bine și să-ți vezi de treabă. Mai mult succesul e să fii unul din oamenii care pot să închidă show-uri în țara asta, nu știu, adică... Aha, care, ok. Asta este... Cam asta e. Adică, cumva, pentru asta trebuie și balanța și de skill. Trebuie să știi să poți să faci asta fizic. Poate, zicem, nu zic că putem noi acum, dar poate noi am putea și în 6 luni să urcăm după un headline. Dar nu putem doar datorită skill-ului. Dar nu o să putem din cauza percepției publicului. Adică să ai cumva și percepția publicului că meriți să urci după omul ăla. Da. Dar și skill-ul să o faci, să treaba în sine. Da, sunt amândouă. Iar amândouă au mare legătură cu de cât timp faci chestia asta. Da. Pentru că nu e. Eu când am început să fac stand-up, eram foarte chitit pe ideea de trisar de tape și să fac cumva să ajung cât mai repede acolo.
Și ai sărit câteva etape. Am sărit una, două, dar n-am sărit prea multe, pentru că acum la un moment dat te împormolești și ești, nu ai altă soluție decât să scrii, să urci, exact, să scrii și să urci. Altfel nu mergi. Mie asta mi se pare cumva la nivelul, până la middler, e cumva foarte constantă creșterea. O observi. Da. Am mai sărit un nivel, am mai trecut un nivel, am mai trecut un nivel. Dar la middler să faci pasul la headliner mi se pare cel mai lung drum. Acolo păi e cea mai... de-aia sunt de trei ori mai mulți middler decât sunt headliner. Da. Parcă până la middler sunt treptele sunt drepte așa, le urci una după alta și după aia ca să faci ultima treaptă de la middler la headliner trebuie să te... Pula mea, în vârf, faci tot la berintul. Trebuie echipament, trebuie pula mea, după provizii, exact. Merinde. Exact, parcă acolo începe greu, cumva. Da, nu știu, e departe de mine gândul ăsta, adică mi-am dat seama că nu ai nici... Pentru că sunt exact chestia asta, sunt două lucruri. Pe de o parte trebuie să fii tu bun, să nu poți să zică nimeni, frate, ăsta nu e amuzant, nu dă bine. Și în același timp, oamenii să te vrea în poziția aia și asta nu e neapărat sub controlul tău. Asta adică oamenii să zică, bă... Mamă, ce mi-a plăcut de Dobrot, mamă, ce vreau să-l mai văd, mamă, ce mișto a închis, mamă, trebuie să faci asta mult ca să ajungi în percepția oamenilor că da, ești acolo și meriți. Și asta e valabil pentru, inclusiv pentru oamenii, pentru headlinerii actuali. Nici ei nu e ca și când, mamă, au fost headlineri de la bun început. Adică au trebuit ani de zile să tragă, să ajungă în punctul ăla. Singurii care au fost cumva, au fost ăștia care efectiv au fost la început pentru că erai headliner și opener și middler și că n-aveai... Adică nu știi că să urca, dacă voiai să urci la stand, dar purcai direct sâmbătă seara. În timpul show-ului te urca și pe tine. Costel povestea că așa, când s-a apucat, așa a venit prima oară într-un weekend la un show și pur și simplu a urcat Bobo și pe el în timpul show-ului de sâmbătă seara. Da, păi asta altă... Era, Acum ai greu de crezut să urci un om care are, nu știu, mai puțin de un an de open mic la un show de sâmbătă seara. Da, așa e. Da, păi e unul care urcă pentru prima oară pe scenă. Bă, da, nu e... E o aglomerare mare și din punctul ăsta de vedere, într-un fel e mișto, și într-adevăr asta am simțit și eu, că e... e ca la orice altceva, man. Și într-o corporație, știi? Dacă tu ești băiat serios și îți vezi de treabă și începi de poziția cea mai jos, în 2-3 ani ajungi pe poziție de middle management sau ceva. Exact. Dar de acolo să ajungi să fii șeful mare, deja te bați primul cu rând îți trebuie master. îți trebuie să cafele în fiecare dimineață de dus la oameni. E un pic mai complicat. E dubios. Oricum, adică am fost într-un timp la început în corporație, înainte să... îmi dau seama că fac stand-up și așa. Da. Am fost cumva pe vibe-ul ăsta de a crește, a încercat Mie mi se pare, cea mai proastă idee, scuze-mă, doar paranteza asta vreau să fac, cel mai prost fel de a fi corporatist e felul în care am fost eu corporatist, pentru că am fost reluctant corporatist. Asta e cel mai prost, dacă tu intri în corporație... Am început să fiu reluctant abia după ce am început stand-up-ul. Efectiv, ești un job nașpa și nici nu crești. Da, adică e de căcat în toate punctele de vedere. Da, exact, înainte să încep stand-up-ul, cumva eram destul de împăcat. Asta mie mi se pare fascinant. Și îmi dau seama că cumva unii oameni care se apucă mai devreme în viață și așa de stand-up nu realizează norocul pe care l-au că pot să facă chestia asta, pentru că eu înainte să bărăiesc și tu eu înainte să mă apuc de stand-up cumva deja mă împăcasem cu banalitatea vieții, că asta o să fie, eu eram împăcat deja, băi știu, de luni până vineri mă duc la birou, pula mea, stau pe acolo la țigări, muncesc cât muncesc, stau la țigări, mănânc nu știu ce, și ca în weekend pot să mi-o dau la cap o noapte, două, mă îmbăt două nopți maxim, poate ies cu o femeie dacă am noroc în săptămâna aia. Și asta e viața, cam asta e viața de acum. O iei la cap luni până vineri, ce după aia în weekend poate îți rup capul odată și aia a fost, asta e ritmul, asta e viața. Și deja, cumva, adică trecusem prin perioada aia de frustrare, că asta e viața mea aici, asta e totul, gen, băgați ai pula, așa o să fie de acum încolo, deja ajusesem, mă împăcasem cu asta, mi-acceptasem asta și eram, bă, asta e, mulțumesc, asta facem. Și când mi-a apărut asta în viață, ideea cum să fac stand-up și m-am apucat și am văzut că e cât de cât ok și chiar e o șansă să fac asta profesionist cumva, mi-a rupt capul, am fost, băi, ești prost, nu vine să cred că se poate mai mult de la viață și pentru eu sunt super tot timpul recunoscător că, mamă, ești nebun, eram împăcat cu viața aia banală, normal că sunt recunoscător pentru 10 zile turneu, mamă, că aici obositor o să fie, mă, doar în pula, abia aștept, sunt super recunoscător pentru fiecare căcat de asta, doar pentru că știu cât de, nu știu, anostă, așa era viața înainte, pentru mine cel puțin, așa o simțeam eu, nu știu. Da, nu e, la mine a fost mult mai
cum să zic, trecerea de la corporație la viața asta a fost mult mai dificilă sau, nu știu, a trecut treptat, așa. Pentru că eu acum am uitat cum e viața de corporație. Adică eu deja sunt 8 ani de zile de când nu mai lucrez în corporație. Mamă, da. Eu nu mai știu cum e senzația. Tot ce mi-aduc aminte e că luni dimineața, când trebuia să mă duc la muncă, eram așa de supărat, atâta de supărat eram. Nu vine să cred. Mă simțeam ca la școală. Eram, cum pot să-mi iau concediu medical? Nu vreau să mă duc, nu vreau să mai fac. Și... Dar mi se pare că uneori trebuie să ajungi, nu știu, înseamnă la tine a fost un pic diferit în sensul că ai descoperit stand-up și ți-ai dat seama că viața ta până atunci era nașpa și ai vrut să o schimbi. Bă, cumva știam că e nașpa, dar eram împăcat, nu așa e pentru toată lumea. Eu m-am dus că e nașpa, de ce aș vrea eu să fie a mea bună? La mine a fost diferit că eu m-am dus până pur și simplu până în punctul în care a fost atâta de nașpa și mă simțeam atât de nașpa că eram, eu nu pot, o să mă fucking arunc de pe bloc, nu pot. Trebuie să renunț la asta și să văd altceva, să găsesc altceva. Și după aia am căutat o grămadă până am ajuns eu aici. Cumva m-am împăcat și un ideea că, pula mea, dar de ce n-ar fi nașpa? De ce aș merita să fie altceva decât nașpa? Pula mea, așa e pentru toată lumea. No. Deci dacă e o concluzie de tras, dați-vă demisia cu aia, că e nașpa la corporație. Băi, nașpa, dar până la urmă, de ce pula mea n-ar fi? Adică împăcați-vă cu ideea care vă împăcați și eu. Nu. Dar nu vă apucați de comedie asta, nu cred, nu mi se pare o idee. Exact, da, nu, nu, nu. Suntem destui. Nu faceți asta, da. Suntem destui. Dacă vă apucați, nu știu, încercați un stil total diferit. De ce să faci în general? Încercați să nu fiți amuzanți. Da. Vedeți dacă vă iese așa. Da, da, e... Băi, eu cred că vorbim de ceva vreme, vorbim să știi. Vorbim de ceva vreme? E 1 fără 5, nu știu cât a... Ok. Dar eu zic că le ajunge la oameni. Da, oricum, a fost o discuție destul de specifică. Da. Comediei și așa, dar na, dacă vă interesează, we got more to come. Oho, oho. Numai despre asta ne place să... Nu, de fapt nu numai despre asta, dar... Despre asta, dar am zis să nu începem la primul episod cu țâții, buci. Da, și astea, avem... Asta ne-a place, să vorbim despre țâții și buci, nu să le vedem sau să le da, o să descriem cu maxim de amănunci de detaliu țâții și buci și vă lăsăm pe voi să vă închipuiți vizual restul. Nu vreau să uit că face... Cele mai nașpa, atât, vreau să zic, cele mai nașpa, țâții sunt alea mici cu sfârcuri mari. Da. You got the ratios all wrong. Asta e, Dumnezeu a avut chef de Caterinca ziua aia. A avut chef de mișto. Întotdeauna sfârcurile, țâțele mici cu sfârcuri mari, mă duc cu gândul la căpșune. Nu știu de ce, mi se pare că arată ca niște căpșune, așa, din vârf. Nu că... Dar și-am văzut aseară episodul 3 la Last of Us. Așa. Și o scenă cu ei despre un cuplu de gay. Am văzut episodul. L-ai văzut? Da. Și scena aia că mă rucă căpșunea amândoi. Da. Așa. Și m-ai făcut să-mi aduc aminte cât de gay scena. E nice, nice, dar foarte gay. Spoiler, da, alert, da, mănâncă căpșune în episodul 3. Dar e cel mai gay râs pe care l-am auzit în vreun film cu face la Ron Swanson, mă rog, nu mai știu cum Nick Offerman. Nick Offerman, așa, face râsul ăla, giggle-ul ăla, așa, când gustă prima oară din căpșună. Și e cel mai gay râs pe care l-am auzit într-un film, așa, dar... Și el nu e gay, deci e mare actor. Da, exact, exact. Știi că sunt unii care s-au plâns că doar partenerul lui e gay, actorul. Știu, da. El nu e gay. Băi, eu cea mai mare prostie asta. Sigur s-a mai purtat discuția asta la o grămadă de podcasturi, dar ai strigător la cer să cer oamenilor chiar să fie lucru pe care le joacă. Ce pula mea, o să trebuiască să fii neapărat doctor ca să poți joci un doctor? Sau... Nu, asta înseamnă să joci. Da. De asta ești actor. Și când a făcut ăla Bryan Cranston, a făcut remake-ul la, cum dracu se cheamă ăla francez, cu un scaun cu rotile și cu un negru care îl ajută. Antoșablă. Așa, ăla s-a făcut un fel de remake american cu Bryan Cranston în scaun cu rotile și Kevin Hart, cel care îl ajută, da. Și după ce s-a făcut filmul ăsta și el povestea că a primit o grămadă de backlash pentru chestia asta, cum se joace un paraplegic. Mi se pare foarte amuzat că până la începutul anilor 2010, cam așa, erai nominalizat la Oscar dacă jucai un ăsta, știi? Da, Daniel Day-Lewis a câștigat, nu? Sau n-a câștigat, nu mai știu, pentru a câștigat, pentru My Left Foot. Da. Dar, sau Tom Hanks care juca un fucking retard. Exact, scuze, da, nu? Da, da, da. Dar, normal, actor, joc un personaj, asta e ideea, să joci, nu poți joci doar ce ești, că altfel ce pune mai joci, ce ai, unde mai e actoria, unde mai e... Nu acorzi șanse egale persoanelor gay, de exemplu. Asta e contraargumentul, că sunt gay care nu... Păi de ce nu le-aș oferi șanse egale? Adică
meargă și ei la casting pentru personaje hetero. Mie da, de-aia mi-a plăcut, nu? De exemplu, în Gone Girl, că juca Neil Patrick Harris, juca straight. Straight. Ca și în serial, până la urmă, era straight. Ca și în serial, da. Adică, care e problema? It works both ways. Deci nu trebuie să fie neapărat într-un fel sau altul. Dar fix ca sexul anal. Nu trebuie să fie limitele. Asta îi zic și eu iubitului meu. Foarte mișto episodul din Last of Us. Bă, da. Mi-a plăcut. A fost chiar frumos. Mi-a plăcut. Și nu așteptam să aibă finalul ăla. Nu o să-l dăm, na, că poate până apare asta peste două săptămâni va fi deja la... Tu ai jucat jocul? Episodul 5? Nu, nu l-am jucat. Dar știu cumva poveste. Ideea, da, da. Jocului. Ok. Bine. Asta voiam să vă mai zic eu, că am mai făcut noi un episod pilot care nu o să vadă lumina zilei, vă ziceam la început. Suntem la Comedy Point, aici da, filmăm la și le mulțumim foarte mult că ne găzduiesc. Și vă așteptăm la show-uri aici în weekend. În fiecare weekend, sâmbătă. Vinerea, sâmbătă sunt show-uri aici. Sunt show-uri aici jos, sus e restaurant cu mâncare super bună. Atâta, nu știu, ne mai vedem, ne mai auzim. Vă mai așteptăm? Vă mai așteptăm. Și mai... acum amândoi odată, vă mai așteptăm, așteptăm în grădina cu lăptuci. Timpul ăla, ne? Titlul bun.